Ne-am întors în direct în mai puțin de 4 ore. Reprezentanții Biroului Electoral Central se reunesc pentru a analiza al doilea dosar de candidatură depusă de Diana Șoșoacă. În legătură directă cu noi este Amalia Belantoni, cea care a contestat candidatura Dianei Șoșoacă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția la jurnal. Bună ziua. Ce conține mai exact această contestație depusă împotriva candidaturii Dianei Șoșoacă? Evident, au fost enumerate toate principiile care au fost încălcate de către președintea partidului SOS, Diana Ivanovici-Șoșoacă. Am menționat și faptul că semnăturile aduse la Biroul Electoral Central au fost în fals și, de asemenea, Biroul Electoral Central a decis că nu este de competența lor să verifice, îndemnându-mă spre o instituție superioară, și anume parchetul de pe lângă ICC, unde am depus deja această plângere penală. De asemenea, sunt motivate toate aceste lucruri pe care le-am scris în contestație, motivate în drept, pentru că dumneaei, prin atitudinea xenofobă, discriminatorie, trădare de țară, atitudinea în care îndreaptă tuturor, toți cei care sunt toți români, se îndreaptă ura de rasă, se îndreaptă către agresiune, către nerespectarea legii, nerespectarea Constituției, către dezordine din punct de vedere legal, dar și constituțional. Toate aceste lucruri ar trebui respectate într-un stat democratic de însăși președinta unui partid care se dorește a fi candidată la prezidențiale. Nu vom putea avea... În acest partid, ați și candidat la un moment dat. Ce s-a schimbat din momentul în care v-ați înscris în partid, ați ales să vă înscrieți în acest partid, și momentul acesta în care Diana Șoșoacă și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale? Păi, ruptura s-a întâmplat atunci când Diana Ivanovici-Șoșoacă, după ce a fost aleasă europarlamentar, a decis să alunge pe toți președinții de filială care au avut un rezultat bun la alegerile locale și europarlamentare, să-i alunge din partid. Evident, m-am împotrivit acestei decizii și mai ales decizii în care a schimbat absolut secretarii și a pus pe liste doar oameni care au plătit cu bani grei locurile pentru alegerile parlamentare. În acest moment vreau să vă spun că această lupta mea este de mai bine de 3 luni în care am depus plângeri peste plângeri de la DNA, de ICOT, antifraudă, AEP, toate instituțiile statului care au această calitate de a o cerceta și de a vom face chiar o petiție în sensul acesta pentru a-i ridica imunitatea europarlamentară, pentru că Diana Ivanovici-Șoșoacă și-a făcut un partid pe nume propriu și personal în vederea folosirii ei ca și persoană fizică și de a avea toate dorințele pe care și le-a făcut de la... Astăzi veți merge să depuneți o nouă contestație, pentru că știți foarte bine, Diana Șoșoacă a mers la bec azi noapte pentru a-și depune o nouă candidatură. Veți contesta și această nouă candidatură? Da, vă dați seama, este o situație hilară în care un avocat, un absolvent al Facultății de Drept trece peste decizia Curții Constituționale, trece peste o sentință, trece peste o stare pe care, evident, Curtea Constituțională, prin autoritatea de drept pe care o are în România, are toate motivele să îi se împotrivească Diana Ivanovici-Șoșoacă. Nu înțeleg cum Diana Ivanovici-Șoșoacă, prin situația ei, repet, de senator ales de către români, de eurodeputat, nu respectă în continuare legea, invocând chiar o incitare la violență și o insubordonare constituțională și invocând toate aceste acțiuni antisemitice și xenofobe și ura de rasă și nerespectarea legii. Adică vorbim despre niște acuzații... Dar este un nou dosar depus, de asta vă întrebam, a depus un nou dosar. Îl veți contesta și pe acesta? Eu zic întâi să așteptăm decizia B. Consider că Biroul Electoral Central nu va accepta această decizie, nu poate să treacă peste o decizie a Curții Constituționale și dacă, Doamne ferește, se va întâmpla acest lucru, va fi un caz, o istorie în nu numai în jurisprudența României, ci la caz, un caz european, chiar internațional, pentru că nu poate Biroul Electoral Central să treacă peste sentința Curții Constituționale și dacă se va întâmpla acest lucru, evident că voi merge să depun o contestație nouă, dar mi se pare un lucru hilar, absurd, din partea unui angajat al statului, unui senator europarlamentar și toate candidat la prezidențiale, care ia cătă se joacă cu legea, astăzi depun, mai mă duc o dată, mai depun încă o dată, mai invoc o lege, mai mă duc fără semnături, cu semnături în fals. Deci vă dați seama situația penibilă în care se află această individă, sper în curând să o putem numi chiar inculpată, situația în care induce în eroare
instituțiile statului, situația în care efectiv ia la mișto tot ce înseamnă sentințe judecătorești, sentințe ale Curții Constituționale, Autoritatea Supremă în statul României, în care ea însă nu respectă Constituția României. Să așteptăm, doamna Belantoni, această decizie de la BEC. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Jurnal.